So, I've got just a couple of things I want to speak to you about this morning. Despre câteva lucruri vreau să vă vorbesc în dimineața aceasta. There is a prayer that I pray every day. Este o rugăciune pe care o spun fiecare zi. Jesus wants to speak, so I'm going to speak with Jesus. Iisus vrea să vorbească, așa că eu vorbesc cu Iisus. Now Jesus teaches Luisa. Iisus învață pe Luisa. That before we do any important act. Ca înainte de a face orice act. We must ask Jesus to do the act. Trebuie să-l rugăm pe Iisus să facă acel act. So Jesus wants to eat, so I'm going to eat with Jesus. Exemplu, Iisus vrea să mănânce, așa că eu mănânc cu Iisus. Jesus wants to drive, so I'm going to drive with Jesus. Iisus vrea să conduc, așa că eu conduc cu Iisus. Now Jesus tells Luisa that this is the only way. Iisus îi spune lui Isi că aceasta este singura metodă, singura cale. To put the human will at rest. Ca să punem voința noastră în odihnă. By praying this simple prayer before an important act. Rugându-ne această rugăciune simplă înaintea fiecărui act. The human will is put to rest. Voința noastră, voința umană este pusă la odihnă. And the divine will reigns in the soul. Și voința divină domnește în suflet. And God the Father. Și Dumnezeu Tatăl. Looks at you. Vă privește. And he sees Jesus performing the act. Și îl vede pe Iisus făcând acel act. And he sees that reparation is being made for every human act. Și vede că se face reparație pentru fiecare prin fiecare act. And this is the most perfect form of reparation. Și aceasta este cea mai perfectă formă de reparație. Imagine that Jesus is back on earth. Imaginați-vă că Iisus este înapoi pe pământ. And he is able to make infinite eternal reparation for every human being. Și el poate să facă infinită și eternă reparație pentru toate ființele. The only way Jesus can now do that. Dar singura metodă prin care el poate să facă acest lucru. Is through the children of the divine will. Este prin copiii voinței divine. There is no other way. Nu este altă metodă. Now, What was I going to say? Jesus, what was I going to say? Think about it. What was I going to say? So one of the primary purposes of the divine will. Deci unul dintre scopurile principale ale voinței divine. Is reparation. Este reparația. We are repairing the damage. Noi reparăm ceea ce a fost stricat. For 6,000 years of human destruction. Pentru 6,000 de ani a distrugerii umanității. The era of peace cannot begin. Era păcii nu poate începe. Until God justice is satisfied. Până când justiția lui Dumnezeu nu este satisfăcută. Until the void is filled. Până când golul nu este umplut. And God has determined. Și Dumnezeu a determinat. Exactly how many acts. Câte acte. Each individual must do. Fiecare persoană trebuie să facă. Before the new era can universally begin. Până ca universal să înceapă această eră. So when we look at the world. Deci când privim la această lume. And want to see an end to evil. Și vrem să vedem terminarea răului. That rests with the children of the divine will. Asta rămâne la latitudinea pentru cei din copiii din voința divină. We are the only ones who can bring it to an end. Noi suntem singurii care putem pune capăt. When we look at the
promise of Our Lady of Fatima. Când privim la promisiunea Fecioarei Maria de la Fatima. And she says an era of peace will begin. Și ea spune că o era a păcii va începe. That era of peace is not determined by dates or times or seasons. Acea era a păcii nu este determinată de anotimpuri, de date, ani. It is determined by your acts in the divine will. Este determinată de actele voastre în voința divină. Every act you do in the divine will. Fiecare act pe care îl faceți în voința divină. Brings the era of peace closer. Aduce era păcii mai aproape. Now Jesus makes it clear to Luisa. Iisus îi face clar acest lucru Luisei. The kingdom of the divine will is going to come. Că împărăția voinței divine va veni. There will be an era of peace. Va fi chiar o era păcii. He tells her nothing can stop it. I-a spus că nimic nu o poate opri. Because everything he wanted to do, he has done in Luisa. Pentru că tot ceea ce a vrut să facă, a făcut în Luisa. He said it is done. A spus s-a făcut, este făcut. However, we cu toate acestea și noi trebuie să ne jucăm partea noastră. So he is saying that the era of peace might be delayed. Și spune că era păcii poate să fie întârziată. Because souls are too stubborn. Pentru că sufletele sunt prea încăpățânate. Souls resist grace. Sufletele se opun harului. And the divine will is the greatest of all graces. Și harul voinței divine este cel mai mare dintre haruri. So by resisting the grace, opunându-vă acestui har, we permit evil to continue. Lăsăm răul să continue. And we do not repair. Și nu aducem reparație. By cooperating with grace, cooperând cu harul, evil diminishes. Răul se micșorează. And the era can come closer. Și atunci era se poate apropia. So we have a great responsibility. Deci avem o mare responsabilitate. To be completely abandoned to the divine will. Să fim complet abandonați voinței divine. There is no greater mission. Nu este o misiune mai mare. When we embrace this, când îmbrățișăm acest lucru, Satan will soon be chained up. Satana va fi în curând legat în lanțuri. Because here's what's going to happen. Priviți ce se va întâmpla. When the era begins, când va începe era, every demon will be chained up. Fiecare demon va fi legat în lanțuri. There will be no more temptations. Nu vor mai fi tentații, ispitiri. For a period of time. Pentru o perioadă de timp. A very, very long period of time. Pentru o perioadă foarte, foarte lungă. There will be no more demonic influence on earth. Nu vor mai fi influențe demonice pe pământ. There will be no more souls outside of the kingdom of God. Nu vor mai fi suflete în afara împărăției lui Dumnezeu. Every single person on this planet will be in the kingdom of the divine will. Fiecare persoană de pe acest pământ se va afla în împărăția voinței divine. Nature itself will be in harmony with us. Natura ea va fi în armonie cu noi. At the moment, nature is at war with us. În prezent natura este în război cu noi. And God tells this to Luisa. Și Dumnezeu îi spune asta Luisei. Jesus tells her that the Father has equipped nature against us. Iisus îi spune Luisei că Dumnezeu a pus natura împotriva noastră. He says, I have armed nature to wage war on man. I-a spus că eu am făcut natura, am înarmat natura astfel încât să fie în război cu omul. Because of our sin. Din cauza păcatului nostru. So nature is at war with us. Deci natura este în război cu noi. I mean, let me ask you a question. Să vă pun o întrebare. How many of you have been attacked by an insect recently? Câți dintre voi ați fost atacați de o insectă recent? Yeah, there you go. Nature at war with us. Deci natura este în război cu noi.
All over the world. Peste tot în lume. The earth is quaking and destroying cities. Pământul se crapă, sunt cu tremure în multe orașe. Powerful storms are wiping out entire cities. Furtuni puternice șterg orașe întregi. Wildfires are destroying cities. Incendii puternice răvășesc orașele. Like in Hawaii, the entire island. Insula întreagă din Hawaii. Yeah. This is because of our sin. Din cauza păcatului nostru. Nature declaring enough is enough. Natura spune este de ajuns. Now Jesus tells Luisa. Iisus îi spune Luisei. Nature is in the divine will. Natura este în voința divină. Nature is obedient to God. Natura este supusă lui Dumnezeu. Humans are not. Oamenii nu sunt. We are the ones who disobey God. Noi suntem cei care nu ne supunem lui Dumnezeu. The Son obeys God. Fiul se supune lui Dumnezeu. Jesus said that when he created the great void. Iisus a spus când a creat marele gol. Now here's an interesting thing for you. Și asta este un lucru interesant pentru voi. God created the entire universe. Dumnezeu a creat întregul univers. Empty. Gol. He called it the great void. L-a numit marea gaură, marele gol. And then he put at the very center of this void. Și pune chiar în mijlocul acestui gol. The sun. Soarele. And he says. Și spune. The sun has never moved from the center of the void. Spune că soarele nu s-a mișcat niciodată din mijlocul acelei găuri, acelui gol. And he created the rest of the universe. Și a creat întregul univers. With one word. Cu un singur cuvânt. This is it. Let's see. Genesis 1 verse 14. Geneza 1 versetul 40. God said, "Let there be lights in the firmament of the heavens." Dumnezeu a spus să fie lumină. Oh, okay, wait, there we go. Geneza 1. Just read Genesis 1 verse 14. Versetul 14. Și a zis Dumnezeu să fie luminător pe tăria cerului. Can I see it? Oh, beautiful. Read the first 14. Just the read whole verse. The whole verse. Okay. Și a zis Dumnezeu să fie luminător pe tăria cerului, ca să lumineze pe pământ, să despartă ziua de noapte și să fie semne ca să deosebească anotimpurile, zilele și anii. Now I'm just going to read it in English for the internet. Genesis 1:14. And God said, "Let there be lights in the firmament of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years." Okay? Now, when it says in Genesis chapter 1, când spune în Geneza capitolul 1, "Let there be," să fie. In Latin it is fiat. În limba latină este fiat. And Luisa's doctrine is all about the fiat. Și doctrina Luisei este toată despre fiat. Jesus talks about the fiat regularly. Iisus vorbește deseori despre fiat. He talks about the three main fiats. Vorbește despre trei fiaturi principale. The fiats of creation, redemption and sanctification. Fiatul creației, fiatul răscumpărării și sanctification. Fiatul sfințirii. And he says we are in the days of the fiat voluntas tua. Și spune că noi suntem în zilele fiat voluntas tua, facă-se voia ta.
And he talks about how when he in Genesis chapter 1, și vorbește despre Geneza capitolul 1. The great machinery of the universe. Marea mașină a universului. Was created with six fiats. A fost creată cu șase fiaturi. In six eons. Eons, long periods of time. În șase ere. Now this fiat that Jesus speaks. Acest fiat despre care Isus vorbește. When he speaks it. Când îl vorbește. It immediately happens. Se întâmplă chiar în acel moment. So the entire universe created instantly. Deci întregul univers este creat instant. The animals created instantly. Animalele au fost create instant. Now, I have listened to some scientists about this. A auzit niște oameni de știință vorbind despre asta. Some very good Christian scientists. Oameni de știință creștini. They have examined the biological makeup of different animals. Au studiat structura biologică a diferitelor animale. And they have stated. Și au spus. It is impossible for one to change into another. Este imposibil ca un animal să se transforme în altul. Because they say this. Pentru că spun asta. The DNA repairs itself. Pentru că ADN-ul se repară, se regenerează. So there can't be a mutation. Deci nu poate să apară să fie o mutație. The way they say they can be a mutation. Așa cum se spune că poate să fie o mutație. So you can have one dog. Deci puteți avea un câine. Or two dogs, male and female. Sau doi câini, femelă și mascul. They will only ever produce a dog. Ei tot timpul vor reproduce un câine. It will never become anything else. Nu va deveni niciodată altceva. Now the dog itself, the breed of the dog can change. The breed of the dog. I care for my patient. Oh, yes. Rasa câinelui se poate schimba. And it can happen like this. Și se poate întâmpla astfel. You see, I used to have a golden Labrador. A avut un a Labrador. Labrador. Yeah. And he had floppy ears. Și avea urechi așa jucăușe, măricele. Much like me. Ca și mine. Now the floppy ears are caused by a defect in the DNA. Acele urechi jucăușe sunt cauza unei defecțiuni în ADN. Because my dog comes from the wolf family. Pentru că câinele vine din familia lupilor. And the wolf has got erect ears. Erect ears. Pentru că lupul are urechile ridicate în sus. So as the breeding has happened, deci în timp ce s-a determinat rasa, a fault has appeared in the DNA. O problemă a apărut în ADN. And the ears have gone from erect to floppy. Și urechile din ridicate au devenit căzute. It has not evolved. Nu a evoluat. It has devolved. A involuat. Devolution happens. Involuție s-a petrecut. Not evolution. Nu o evoluție. That's very important. Foarte important. Now this is what scientists have found. Asta au găsit oamenii de știință. This is a reality. Este o realitate. Now let me tell you something about dinosaurs. Să vă spun ceva despre dinozauri. Scientists have found tissue of dinosaurs. Oamenii de știință au găsit au găsit țesut. They found DNA of dinosaurs. Au găsit țesut de dinozauri și ADN de dinozauri. And they found blood of dinosaurs. Și au găsit sânge de dinozauri. They are mystified. Au fost șocați. Because they're saying how puzzled. They're puzzled. They haven't a clue. Oh. Because nu au avut nicio idee. Because they're saying, how can this have survived for 60 million years? Cum au reușit să rămână intacte 6 miliarde de ani? Because it is a proven scientific fact. Pentru că este o cauză științific aprobată. That DNA and blood. Că ADN-ul și sângele.
can only survive a few thousand years. Că pot supraviețui doar câteva mii de ani. In any conditions at all. În orice condiții ar fi. So they're basically saying, well, this is only a few thousand years old. Deci ei teoretic spun că asta este doar de câțiva mii de ani. How come it survived for 65 million years? Cum au putut supraviețui pentru 65 de milioane de ani. When it's still it's complete. Este întreg. It should be gone. Ar fi trebuit să dispară. Completely. Complet. It doesn't take a lot of thinking to work it out. Nu necesită foarte mult timp de gândire ca să rezolve asta problema. Okay. So there's just a couple of facts for you. Câteva lucruri pentru voi. About the lie of evolution. Despre minciuna evoluției. No star, no planet, no moon has ever been seen forming. Nicio lună, nicio planetă, nicio stea nu au fost văzute vreodată. Cum s-au format? Because they did not form. Pentru că nu s-au format. They were created instantly. Pentru că au fost create instant. The earth was created instantly. Pământul a fost creat instant. Why do scientists believe the earth to be billions of years old? De ce cred oamenii de știință că pământul are miliarde de ani? Well, let's take a look at you people in front of me. Să privim la voi din această biserică. Now, none of you, apart from, no, the young lad has gone. Now, none of you are 7 years old, right? Niciunul dintre voi nu are 7 ani. We're all looking a little bit old, aren't we? Toți arătăm puțin îmbătrâniți, nu-i așa? Present company excluded. În afară de mine. Thank you. Yes, has to be out there. Okay. But you are all very, very young. Dar toți dintre voi sunteți tineri. Every single cell in your body is brand new. Fiecare celulă din trupul vostru este complet nouă. Every 7 years. La fiecare 7 ani. Your body completely reproduces itself. Corpul vostru se reproduce complet. So you are, your body is at the most 7 years old. Deci trupul vostru este cam la 7 ani. But the body looks, mine is 58 years old. Dar trupul zice că este de 58 de ani. So my body is incredibly young. Deci trupul meu este incredibil de tânăr. But it looks old. Dar arată îmbătrânit. That's the effect of sin. Asta este efectul păcatului. That is why the earth looks old. De aceea pământul arată bătrân. The earth is young. Pământul e tânăr. It's a baby. E un bebeluș. But it looks old. Dar arată bătrân. Because of the effect of sin. Din cauza efectului păcatului. The universe is the same. The universe is the same. Universul este la fel. It looks old. Arată bătrân. But it is young. Dar e tânăr. We must remember this. Trebuie să ne reamintim de asta. Because this evolutionary lie is falling apart. Pentru că această teorie evoluționistă nu are bază, se distruge. I met a very good American priest a few weeks ago. Am întâlnit acum câteva săptămâni un preot foarte bun american. And he told me. Și el mi-a spus. More and more scientists are rejecting the theory of evolution. Din ce în ce mai mulți oameni de știință nu mai cred, refuză teoria evoluționistă. Because they realize. Pentru că au realizat. They are manipulating the evidence to fit the theory. Pentru că ei manipulează dovezile ca să se conformeze cu teoria. And it's going against their conscience. Și asta merge împotriva conștiinței lor. Because science is the pursuit of truth. Pentru că știința ea urmează adevărul. And they signed up to pursue truth. Și ei au semnat ca să urmeze adevărul. And when they study nature. Și când studiază natura. They're seeing that it hasn't evolved. Ei văd că ea nu a evoluat. And they're seeing it can't. Și văd că nu poate să evolueze. Okay. So
Everything created instantly. Deci totul a fost creat instant. Now, I want you to look at these flowers. These are plastic, sadly. Yep. Ne uităm la florile de plastic acestea. But imagine they are alive. Dar imaginați-vă că sunt vii. This is real, right? Ne imaginăm că sunt reale. When Jesus created everything in the universe, când Isus a creat totul din univers, He placed within everything He created. A pus înăuntru tot ce a creat El. His I love you. Al său te iubesc. He placed it in every leaf. L-a pus în fiecare frunză. Every petal. În fiecare petală. Every tree. În fiecare copac. Every star. În fiecare stea. Every moon. În fiecare lună. Every galaxy. În fiecare galaxie. Every animal. În fiecare animal. Every bird. În fiecare pasăre. Every insect. În fiecare insectă. He placed I love you. A pus te iubesc. For us. Pentru noi. Because we're the only rational creatures. Pentru că noi suntem singurele creaturi cu rațiune. So his I love you is in every molecule of the air. Deci în fiecare moleculă din aer este te iubesc. His I love you is in every ray of sunlight. În fiecare rază de soare se regăsește al său te iubesc. He's in his I love you is in every cloud. Al său te iubesc este în fiecare nor. When it rains, every drop of rain has got I love you from Jesus. Când plouă, fiecare picătură de ploaie are al său te iubesc pentru noi, al lui Isus pentru noi. Every clap of thunder has got Jesus saying I love you. Fiecare fulger are te iubesc de la Isus pentru noi. Every bird song has got Jesus saying I love you. Fiecare ciripit de pasăre, cântec de pasăre spune te iubesc de la Isus pentru noi. And Jesus has really blessed myself and Frank this week. Și Isus m-a binecuvântat pe mine și pe prietenul său Francisc. Because every single night. Pentru că în fiecare seară spune el. The dogs next door. Câinii de vis-a-vis. Have been saying I love you all night long. Au spus toată noaptea întreagă te iubesc. So we thank Jesus for keeping us awake. Deci îi mulțumim lui Isus că ne-a ținut treji. And so everything he's saying I love you. Deci prin orice spune te iubesc. For 6000 years. Pentru 6000 de ani. No one has said I love you back. Nimeni nu a spus te iubesc înapoi. Because this love was veiled. Pentru că această iubire a avut un văl deasupra. And Jesus has been waiting and longing. Și Isus a așteptat și a tânjit. For us to reciprocate the love. Pentru ca și noi să arătăm reciprocitate în această iubire. Love must be returned. Pentru că iubirea trebuie dată înapoi, returnată. And one of the important sides of Luisa's doctrine. Și una dintre părțile importante ale doctrinei Luisei. Is called the rounds of creation. Este numită înconjururile creației. Where we place our I love you in creation. Când ne punem al nostru te iubesc în creație. So we see the green grass. Deci vedem iarba verde. And we can say to Jesus. Și putem să-i spunem lui Isus. There's no correct formula. Nu este o formă corectă pentru asta. So you can say it how you like. Deci puteți să spuneți cum vă place. But the way I say it. Dar în felul cum spun eu. Jesus with your will. Iisuse cu voința ta. And in the name of everybody. Și în numele tuturor. I place my I love you. Pun al meu te iubesc. In every blade of grass. În fiecare fâșie de iarbă. That ever has been. Care a fost vreodată. That is or that will be. Care este și care va fi. And I repeat this every single day. Și repet asta în fiecare zi. For grass, for flowers, for leaves, for trees. Pentru iarbă, pentru flori, pentru frunze, pentru pomi. For stars, planets and galaxies. Pentru stele,
planete, galaxii. Now, when Jesus was teaching Luisa this, când Isus o învăța asta pe Luisa, Luisa was able to bilocate. Luisa a putut să se bilocheze. So she was bedridden physically. A fost legată la pat, but fizic. But her soul would go with Jesus. Dar sufletul ei mergea cu Isus. And she would bilocate everywhere. Și se biloca peste tot. Jesus took her in bilocation around the universe. Isus a dus-o pe Luisa prin bilocație în univers. And he would say to planets and stars, I love you, I love you, I love you. Și el spunea planetelor, te iubesc, te iubesc. And Luisa was amazed and overjoyed at the love that she saw. Și Luisa a fost minunată de această iubire pe care a văzut-o. And then Jesus said to her, you do it. Și Isus i-a spus, fă-o și tu. You do it with my love. Fă-o și tu cu iubirea mea. Because when you're in the divine will, pentru că atunci când ești în voința divină, you're no longer loving with human will. Nu iubești cu o voință umană. You're loving with God's love, with the divine will. Iubești cu iubirea lui Dumnezeu în voința divină. So the love you are using is infinite and eternal. Deci iubirea cu care iubești este infinită și eternă. So Luisa was in space. Deci Luisa era în spațiu. Traveling through the universe. Traversând, călătorind prin univers. At the speed of thought. Cu viteza gândului. Beyond science. În afara științei. Because pentru că we have got the science of sciences. Pentru că avem știința științelor. Did you realize that a Catholic woman, v-ați dat seama că o femeie catolică, was the first person into space? A fost prima dată în spațiu. Not Yuri Gagarin. Nu a fost Yuri Gagarin. Nope. And what's more? Și mai mult de atât. It cost nothing. Nu a costat nimic. We spend billions to get metal just outside our atmosphere. Cheltuim miliarde doar ca să trimitem în afara atmosferei noastre metal. But Luisa traveled beyond our galaxy. Dar Luisa a călătorit în afara galaxiei noastre. Instantly. Instant. Jesus is restoring this to everybody. Isus redă asta tuturor. Because when God created Adam, pentru că atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam, this is what it says. Iată ce spune. God said to man and woman, Dumnezeu i-a spus bărbatului și femeii, have dominion over everything. Să aveți domeniu, putere peste tot. God created everything. Dumnezeu a creat totul. And then he said, I give it to you. Și a spus, vi-l dau vouă. So the whole of creation was given to man to reign over. Deci întreaga creație a fost dată omului să domnească peste ea. And Adam could bilocate. Și Adam se putea biloca. Into everything. În orice. He could bilocate throughout the universe. Putea să se bilocheze peste tot în univers. He could bilocate to heaven. Putea să se bilocheze în cer. And he could bilocate into other creatures. Și putea să se bilocheze în alte creaturi. Because he ruled everything. Pentru că el a domnit peste tot. He was king over the whole of creation. El era regele întregii creații. And creation was at peace under his rule. Și creația era în pace sub domnia sa, împărăția sa. When he sinned, he lost everything. Când a păcătuit, a pierdut totul. He could no longer bilocate. Nu se mai putea biloca. He could no longer travel through the universe. Nu mai putea călători prin univers. So the universe was left without love. Deci universul a fost lăsat fără iubire.
We were not able to glorify God anymore. Nu mai puteam să îl glorificăm pe Dumnezeu. Now God has restored it to us. Acum Dumnezeu ne înapoiază asta. And he wants us once again. Și ne vrea din nou. To travel throughout the whole of creation. Să putem călători prin întreaga creație. Because he wants us to make reparation. Pentru că vrea să facem reparație. Every single soul in history. Fiecare suflet din istorie. Was supposed to travel the universe. Trebuia să călătorească prin univers. The playground was meant to be filled with children playing. Locul de joacă era menit să fie plin de copii care să se joace. But instead, we have been grounded. Dar în schimb noi am stat pe pământ. But not anymore. Dar nu mai până acum. Through the faculty of imagination. Prin facultatea imaginației. And through the great insights that science gives us to the universe. Și prin vederea minunată pe care ne-o dau oamenii de știință. We can now bilocate with our imagination anywhere. Ne putem biloca cu imaginația noastră oriunde. So we can place our I love you on all the stars and galaxies that scientists are discovering. Putem să punem al nostru te iubesc în fiecare stea, galaxie pe care oamenii de știință au descoperit-o. Whenever I see pictures of the universe on the internet. De fiecare dată când văd poze cu universul pe internet. I place my I love you in these galaxies and stars. Pun al meu te iubesc în aceste galaxii și stele. Because this is the first time in human history. Pentru că este pentru prima dată în istoria omenirii. That we have seen these stars and galaxies. Noi am văzut aceste galaxii și stele. So God is showing us the playground. Deci Dumnezeu ne arată locul de joacă al nostru. He's showing us new things about nature. Ne arată noi lucruri despre natură. So that we can make reparation. Pentru ca noi să facem reparație. We can repair creation. Putem repara creația. Think about what the task God has given you. Gândiți-vă la treaba pe care Dumnezeu v-a dat-o. The sensationally beautiful task you have been given. Treaba senzațională pe care Dumnezeu v-a dat-o. You look at this carpet. Vă uitați la covorul acesta. Imagine that, you know, imagine it as brand new. Imaginați-l ca și nou. And for 6,000 years. Și pentru 6,000 de ani. People have been destroying it. Oamenii l-au distrus. Completely destroying it. L-au distrus complet. So it's threadbare. Este doar rămășiță. Your job at the end of time. Treaba voastră la finalul timpurilor. Is to repair the carpet. Este să reparați covorul. And you're saying, but how can I repair this? Și vă întrebați cum pot repara asta? And Jesus is just saying. Și Isus doar spune. Just speak I love you into every thread. Spune doar te iubesc în fiecare țesătură, ață. And with my will it will be repaired. Și cu voința mea se va repara, va fi reparat. You are the repair team. Voi sunteți echipa de reparații. The end of time saints. Sfinții de la sfârșitul timpurilor. Raised up to repair the destruction. Ridicați pentru a repara distrugerea. Now when you look out at nature. Și când vă uitați afară la natură. What you are seeing. Ceea ce vedeți. Is old and ugly. Este urât și vechi. In comparison to what it should look like. În comparație cu cum ar trebui să arate. So as you love what God has placed in creation. Deci în timp ce începeți să iubiți ceea ce Dumnezeu a pus în creație. One day very soon. Într-o zi foarte aproape. You're going to see it made new. O veți vedea făcută nouă. And everything will radiate the glory of God. Totul va radia gloria lui Dumnezeu. What you're looking at. Ceea ce vedeți acum. Is dead. Este mort. You're looking at a dead body. Vedeți un trup mort. It's unrecognizable. Este de nerecunoscut. It's a shell. It's a shell. Este doar o coajă. As you speak your I love you into that creation. În timp ce spuneți al vostru te iubesc în creație. It's going to be like Jesus with Lazarus.
Este ca și Isus cu Lazar. Jesus doesn't tell Lazarus to come back from the dead. Isus nu îi spune lui Lazar să se întoarcă din morți. He simply says. Spune doar. Lazarus, come forth. Îi spune Lazar, vin afară. That's all he says. Asta e doar tot ceea ce spune. And Lazarus comes forth. Și Lazar vine afară. Now you have been given this power. Voi vi s-a dat această putere. Because when you do your work in creation. Pentru că atunci când faceți treaba în creație. It is Jesus himself doing that work. Este Isus însuși care face treaba. Jesus himself in you. Isus în voi. Speaking into creation. Vorbind către creație. You're using God's own will. Folosiți voința lui Dumnezeu. The power of the divine will. Puterea voinței divine. To speak love into the creation. Să spuneți te iubesc creației în creație. To completely renew. Să o reînnoiți complet. First of all. Prima dată. The church. Biserica. Secondly. Al doilea rând. Creation. Creația. Because the church is most important. Pentru că biserica este cea mai importantă. Because it is the body of Christ. Pentru că este trupul lui Hristos. And the creation is subordinate to the church. Și creația este subordonată bisericii. So we have a lot of work to do. Deci avem multă treabă de făcut. This is the most important task. Asta este cea mai importantă treabă. Because this will stop Satan. Pentru că asta îl va opri pe Satana. And you're the only ones who can do it. Și voi sunteți singurii care puteți face asta. You have to remember the children of the divine will are the only souls who can do this work. Trebuie să vă amintiți că doar copiii din voința divină pot să facă acest lucru. No one else can do this. Nimeni altcineva nu poate. No one else can operate in God's will. Nimeni altcineva nu poate să opereze să facă ceva în care nu este în voința divină. Except the children of the divine. Doar copii din voința divină. Dumnezeu nu poate să își dea voința divină unei persoane care trăiește în păcat de moarte. Poate să își dea doar voința sa. That was off. He can only give his will. Poate să își dea voința sa. To a soul in a state of grace. Doar unei persoane care se află în stare de har. That's really important. Deci asta este foarte, foarte important. Because many souls are going to every soul on the planet is being called into this. Pentru că fiecare suflet este chemat la acest lucru. Every single person on the planet. Fiecare persoană de pe această planetă. Is being called into the divine will. Este chemată în voința divină. And the gift of living in the divine will. Și darul trăirii în voința divină. Is going to spread like wildfire. Se va împrăștia ca și focul sălbatic puternic. It's going to rage through the church. Va străfulgera biserica. And you need to be ready for this. Și trebuie să fiți pregătiți pentru asta. This is going to be the greatest harvest in the history of the world. Va fi cea mai mare recoltă din întreaga omenire. And we need to be ready for it. Și trebuie să fim pregătiți pentru asta. Now, God in his mercy. Dumnezeu în milostivirea sa. Is just giving us a few at the moment. Ne dă câteva deocamdată. Este ca un robinet. Sorry, everyone on the internet. So, God in his mercy. Dumnezeu în milostivirea sa. Is just bringing in a few at the moment. Strânge acum doar câțiva. Small groups all around the world. Mici grupuri peste tot prin lume. But this is going to accelerate. Dar asta accelerate. Va accelera. Va merge repede, va accelera. Very, very quickly. Foarte, foarte repede. And we're quickly going to go from the few. Și vom merge repede de la câțiva doar. To the many. La foarte mulți. The entire church is going to be all about the divine will. Întreaga biserică va fi despre voința divină. And
especially the priests. Și mai ales preoții. Especially the priests. Mai ales preoții. Because for me, I have to. De exemplu, pentru mine. I have to read and study. Eu trebuie să citesc și să studiez. But Jesus will give a priest. Dar Isus îi va da unui preot. Infused knowledge. Știința infuzată, cunoaștere infuzată. Which is really unfair. Ceea ce este foarte incorrect, necorrect. What did you say? If it was like this. It is. This is how it's going to be. Chiar este, chiar așa va fi. Jesus is going to raise us up to new heights of holiness. Iisus ne va ridica la noi stagii de sfințenie. He's going to enrich your soul with extraordinary graces. Vă va îmbogăți sufletul cu haruri extraordinare. You see, we have got used to abject spiritual poverty. Noi ne-am obișnuit cu sărăcia spirituală. We have got used to occasional saints. Ne-am obișnuit cu sfinți ocazionali. And we don't see the saints. Și noi nu vedem sfinții. But we're now in the age of the greatest saints. Dar acum suntem în timpul celor mai mari sfinți. And it's a bit like, okay, when I was young I did kung fu. Karate. Când am fost mic am făcut karate. And you're always a student. Și tot timpul ești un elev. You get your yellow belt, your orange belt, your red belt, your green belt. Îți iei cureaua galb, centura galbenă, portocalie, roșie, verde. And you're learning to do the moves and the training and the fitness. Și înveți mișcările, faci antrenamentul, exercițiile. And the majority of the class. Și majoritatea clasei. Are beginners. Sunt începători. The teachers. Profesorii. They're the black belts. Ei au centura neagră. They're the experts. Ei sunt experții. They're the powerful ones. Ei sunt cei puternici. But everybody's meant to be a black belt. Dar fiecare trebuie să aibă centura neagră. Everyone is meant to be expert. Fiecare este făcut să fie expert. Now the church has become like this. Biserica a devenit așa. We're all on yellow belt, an orange belt, and red belt. Toți suntem la curele, la centuri galbene, portocalii, roșii. But God wants us to be the heights. Dar Dumnezeu vrea să fim la înălțimi. He wants to give you the most incredible graces to enrich your soul. Vrea să vă dea, Dumnezeu vrea să vă dea cele mai mari haruri ca să vă îmbogățească sufletul. Now, with Our Lady, cu Fecioara Maria, Jesus gave her offices. Dumnezeu, Iisus i-a dat oficii. Special gifts and beautiful graces. Daruri speciale și haruri minunate. For example, God makes her Queen of Heaven. De exemplu, Dumnezeu o face regina cerului, raiului. Mother of the Messiah. Mama lui Mesia. Spouse of the Holy Spirit. Soția Duhului Sfânt. On the cross, Jesus makes her the Mother of the Church. Pe cruce Iisus o face mama bisericii. We have Our Lady of Sorrows. Avem Fecioara Maria Îndurerată. The Queen of Peace. A durerilor, regina păcii. All of these are special titles that God has given to her. Acestea sunt toate titlurile minunate speciale pe care Dumnezeu le-a dat ei. Because she is up here. Pentru că ea este aici. Now Jesus wants to raise you up. Și Iisus vrea să vă ridice și pe voi. And he wants to enrich your soul with supernatural graces. Și vrea să vă îmbogățească sufletul cu haruri supranaturale. And here's a challenge for you. Și asta, aici vine provocarea pentru voi. Our Lady. Sfânta Fecioară Maria. Wants to make you. Vrea să vă facă pe voi. Queens. Regine. I pondered this mystery in Luisa's writing. I meditated. Am meditat asta în scrierile Luisei. And
I come from a kingdom. Și vin dintr-o împărăție. Queen Elizabeth reigned for 70 years. Dintr-un regat, regina Elisabeta a domnit pentru 70 de ani. But as part of her being queen, dar o parte din faptul că ea era regină, she has to form her successor. A trebuit să își formeze succesorul. She formed Charles to be king. L-a format pe Charles ca să fie rege. She formed William to be king. L-a format pe William ca să devină rege. The monarch must form the successor. Monarhul trebuie să formeze succesorul. Our Lady is Queen of Heaven. Fecioara Maria este regina cerului. Is forming you to be queens in heaven. Vă formează pe voi ca să deveniți regine în împărăția cerurilor. This is one of the beautiful things in the divine will. Acesta este un lucru, unul dintre lucrurile minunate în voința divină. So Our Lady wants to raise you up. Deci Fecioara Maria vrea să vă ridice, să vă înalțe. She wants to enrich your soul with new graces. Vrea să vă îmbogățească sufletul cu haruri noi. Graces that have never been given in the history of the world. Haruri care nu au fost date niciodată în istoria omenirii. Graces that Jesus suffered and died for. Haruri pentru care Isus a suferit și a murit pentru noi. So he has paid a great price. El a plătit un preț mare. And he wants to bestow these upon you. Bestow, give them. Și vrea să vi le dea vouă. You receive these graces. Voi primiți aceste haruri. In silence and solitude. În liniște și solitudine, singurătate. By spending time before the Blessed Sacrament. Petrecându-vă timp în fața Preasfântului Sacrament. You see, one of the things I love about what we're doing here. Unul dintre lucrurile care îmi plac, ce îmi place ce facem aici. Is you have spent 15 years. Ați petrecut 15 ani. Adoring Jesus. 17 years. Ați petrecut 17 ani adorându-l pe Isus. Adoring Jesus. Adorându-l pe Isus. And Jesus has rewarded you. Și Isus v-a recompensat. By giving you the greatest heavenly treasure. Dându-vă cea mai mare comoară cerească. And I'll tell you something about the gift of living in the divine will. Și vă spun ceva legat despre darul voinței divine. The other name Jesus gives to this treasure. Alt nume pe care Isus îl dă acestei comori. Is the Eucharistic reign of Jesus. Este domnia euharistică a lui Isus. So when the era of peace begins. Deci când era păcii începe. Each person in the divine will. Fiecare persoană în voința divină. Becomes a living Eucharist. Devine o euharistie vie. Because Jesus will dwell in you. Pentru că Isus va locui în voi. In a particular way. Într-un mod special, particular. And he told Luisa. Și a spus Luisei. I don't want to be in a piece of bread. Eu nu vreau să fiu într-o bucată de pâine. I want to be in the soul. Vreau să fiu în suflet. I want to make of them a living Eucharist. Vreau să fac din ei o euharistie vie. You what you have at the communion for a few minutes. Ce aveți voi la Sfânta Împărtășanie pentru câteva minute, momente? Jesus wants to make it permanent. Isus vrea să facă asta ceva permanent. He wants to dwell in you. Vrea să locuiască în voi. Not mystically. Nu în mod mistic. But substantially. Dar fizic, substanțial. This is what Jesus wants to do. Asta e ce vrea să facă Isus. And he does it through our living in the divine will. Și o face prin trăirea noastră în voința divină. He did it with Luisa. A făcut asta cu Luisa. He did it with Conchita. A făcut asta cu Conchita. With Padre Pio. Cu Padre Pio. With many other souls of the 20th century. Cu multe suflete ai secolului 20. Dina Balanja. A mystic Canadian called Dina Balanja. Dina Balanja, o mistică canadiană.
They have it in their diaries. Au asta în jurnalele lor. Jesus dwelt in them. Iisus locuiește în ei. Now he wants to do the same to you. Asta vrea să facă și cu voi. And we need to learn to receive. Trebuie să învățăm să primim. We need to learn to receive, receive, receive. Trebuie să învățăm să primim, primim, primim. Spending time in front of the Blessed Sacrament. Petrecându-vă timp în fața Preasfântului Sacrament. Silently. În liniște. Because you can talk to Jesus all day. Pentru că puteți vorbi cu Isus toată ziua. But you're not going to receive from him by doing that. Dar nu veți primi de la el făcând acest lucru. We need to be silent. Trebuie să fim în tăcere. We need to receive from him. Trebuie să primim de la el. Now, when you get this, când ajungeți la acest lucru, când înțelegeți asta, you will be like a wildfire. Veți fi ca un foc sălbatic puternic. Your soul will be ablaze. Sufletul vostru va fi o văpaie. You will completely destroy the kingdom of Satan. Veți distruge complet împărăția Satanei. You will shred the governments of Freemasonry. Veți distruge guvernele francmasonilor. You will bring the hardest sinners to conversion. Veți aduce cei mai mari păcătoși la convertire. You know, in the diary, Jesus teaches Luisa how a soul is converted. În jurnal, Isus îi explică Luisei cum un suflet este convertit, se convertește. He says, when a person has a pure heart, îi spune când o persoană are o inimă pură, and they speak to a sinner, și îi vorbesc unui păcătos, it is as if I was speaking to the sinner. Este ca și cum eu, adică Isus, vorbește păcătosului. And the sinner will be converted with ease. Și păcătosul se va converti, va fi convertit cu ușurință. The reason why we are not bringing people to Christ, motivul pentru care noi nu aducem oameni la Hristos, is because our hearts are not yet pure enough. Pentru că inimile noastre nu sunt încă destul de pure. Now I can say that confidently. Pot să spun asta cu încredere. Because people aren't coming into the church. Pentru că oamenii nu vin în biserici. So it's obvious. Deci e evident. If we were pure, dacă am fi fost puri, they would come. Ar fi venit, ar veni. They cannot resist the purity. Nu pot rezista purității. Nothing can fight against it. Nu poate, nu există nimic ce să lupte împotriva ei. It's like taking paper. Este ca și cum ai lua hârtie. And putting a match next to the paper. Și pui un chibrit lângă hârtie. Now, if the match is not ignited, dacă if the match isn't on fire, chibritul nu este aprins, the paper will just stay as paper. Hârtia rămâne hârtie. And we're thinking, why isn't the paper burning? Și ne gândim, de ce nu arde hârtia? I've got the match. Am chibritul. But the paper's not burning. Dar hârtia nu arde. I've got the faith. Am credință. But people aren't responding. Dar oamenii nu răspund. When you light the match, când aprindeți chibritul, the paper cannot resist the fire. Hârtia nu poate rezista focului. It has no power to resist the fire. Nu are putere să reziste focului. It catches the fire. Ia și ia foc. When you are set ablaze by Jesus, când aveți, vi se aprinde și vouă o văpaie în suflet de către Isus, they will not have any power to resist. Nu vor avea nicio putere ca să se opună. Because they were created for the fire. Pentru că ei au fost creați pentru foc. Paper cannot resist fire. Așa cum nici hârtia nu se poate opune focului. Souls cannot resist God. Sufletele nu se pot opune lui Dumnezeu. Of course, many will. Bineînțeles, mulți o vor face. Many, many are soggy. They're wet. Mulți sunt uzi. They're immersed in serious sin and they won't want to give up their sin. Sunt scufundați în păcat și nu vor să renunțe la păcat. But hundreds of millions will catch your fire. Dar sute de milioane vor prinde focul vostru. Hundreds of millions. Sute de milioane. They, hallelujah.
They will want it. Your churches will not be big enough. Ei vor vrea asta. Bisericile voastre nu vor fi îndeajuns de mari. This is something Our Lady of Medjugorje said in the early days. Asta a spus Fecioara Maria la Medjugorje în primii ani. In Medjugorje, when they built the church. În Medjugorje, când au construit biserica. The villagers said it's far too big. Sătenii au spus că este mult prea mare. And the builder said it won't be big enough. Și constructorul a zis nu va fi îndeajuns de mare. It hasn't been big enough for 40 years. De 40 de ani nu este îndeajuns de mare. The crowds fill the streets. Mulțimile umplu străzile. Medjugorje is a sign of what's going to happen all over the world. Medjugorje este un semn a ceea ce se va întâmpla peste tot în lume. And it's happening in Africa. Și se întâmplă în Africa. When I was in Tanzania. Când am fost în Tanzania. I went to a church which was half the size of this. Am fost într-o biserică care era jumătate din această biserică. It was a wooden hut. Era o baracă de lemn. And we were worshiping in it. Și adoram acolo înăuntru. But the people were outside as well as inside. Dar oamenii erau și înăuntru și afară. And they said to me. Și mi-au spus. A few years ago, there was just a dozen of us. Acum câțiva ani eram doar 12. And the priest would come out from the city and give and celebrate mass. Și preotul venea din oraș ca să celebra slujba aici. But then more came. Dar au început să vină mai mulți. So we built a wooden church. Așa că am construit o biserică de lemn. It hasn't been finished. Încă nu a fost terminată. But it's too small. Dar e prea mică. So they took me out into the bush, what they call the bush. Și m-au dus printre tufișuri. And they showed me the foundation of a new church. Și mi-au arătat fundația unei noi biserici. And they said this can hold 5000 people. Și mi-au spus asta în ea pot încăpea 5000 de persoane. By the time we've built it, it will be too small. Până când o vom construi va fi mult prea mică. There are so many people becoming Catholic. Devin foarte mulți oameni catolici. Now this church has not been finished. Biserica încă nu a fost terminată. It will never be big enough. Nu va fi niciodată îndeajuns de mare. For what God is going to do. Pentru ce va face Dumnezeu. But we have to be silent before Him. Dar noi trebuie să stăm în tăcere în fața Lui. We have to learn to receive what He wants to give us. Trebuie să învățăm să acceptăm ceea ce El vrea să ne dea. And we have to raise our vision for what He wants to do. Și trebuie să ne ridicăm privirea, vederea la ceea ce vrea să ne dea. We have to stop despairing. Trebuie să încetăm să disperăm. We have to stop being hopeless. Trebuie să încetăm să fim fără speranță. We need to be hopeful. Trebuie să fim plini de speranță. We need to be faithful. Trebuie să fim plini de credință. We need to be loveful. Trebuie să fim plini de iubire. So that people will see where to go. Pentru ca oamenii să vadă unde să vină. When the disasters strike. Când vor apărea, când vor ataca dezastrele. You cannot be afraid of the disasters. Nu trebuie să vă fie frică de dezastre. You have to be people of peace when the disasters strike. Trebuie să fiți oameni de pace atunci când vor începe dezastrele. So that people know there is safety. Pentru ca oamenii să știe că există siguranță. Because absolutely everything outside of this building. Pentru că tot în afară de această clădire is gonna be shaken to the ground. Va fi cutremurat până la pământ. Everything will be shaken to the ground. Va fi cutremurat la pământ. Because the whole system is completely corrupt. Pentru că întregul sistem este corupt. The only institute on this planet. Singura instituție de pe acest pământ. Which is pure. Care este pură. Is the church. Este biserica. Now within the church. Înăuntru în biserică. There is evil. Este rău. But this is what the theology is. Dar aceasta este teologia. The frontiers of the church pass through the human heart. The frontiers of the church, the boundaries of the church. Limitele bisericii trec și ajung în sufletele noastre. Pass through the human heart. Trec și ajung în sufletele noastre. That which is holy.
aceasta dacă este sfântă, belongs to the church. Îi aparține bisericii. That which is evil, ceea ce e rău, does not. Nu îi aparține. Jesus separates the two. Iisus separă cele două. So that the church, astfel încât biserica, is never anything else, nu va fi niciodată altceva, but completely pure and holy. Decât pură și sfântă. Because the church is the body of Christ. Pentru că biserica este trupul lui Hristos. And he has destroyed sin. Și el a distrus păcatul. Sin cannot enter into Christ now. Păcatul nu poate intra în Hristos acum. So in the correct teaching of what the church is. In the correct teaching of, în învățătura corectă a bisericii, the church is completely pure and holy. Biserica este complet pură și sfântă. Completely pure and holy. Complet pură și sfântă. There are evil doers in it. Sunt făcători de rele înăuntru. But they do not, what they do as evil does not belong to the church. Dar ceea ce fac ei rău nu îi aparține bisericii. It's a bit like Judas at the Last Supper. Așa cum a făcut Iisus la cina cea de taină. And Jesus removes him. Cu Iuda și l-a scos. Go do your thing. Și i-a spus, du-te și fă-ți treaba. He was counted as one of the 12. A fost numărat printre cei 12. But he wasn't really. Dar nu era de fapt. And Jesus, nu era înăuntru de fapt. Jesus purified it. Și Iisus a purificat. Now Jesus is purifying it again. Și Iisus purifică din nou. And the church is holy. Și biserica e sfântă. Always remember that. Tot timpul să vă amintiți de asta. I believe in one holy Catholic Apostolic Church. Cred într-una sfântă. Persecuted. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică persecutată. Militant. Militantă. At war. În război. Winning the battle. Care câștigă bătălia. Wherever we are persecuted. Indiferent când suntem persecutați. We are winning. Noi câștigăm. Every suffering of the church. Fiecare suferință a bisericii. Is a great victory. Este o mare victorie. Amen. Amen. Right, that's 10. That's spot on. Oh, continue. He wants me to talk all day now. Praise God. So, for those of you online, the parish priest has told me to carry on talking. Pentru cei din online, parohul mi-a spus că pot continua toată ziua. So, let me refocus. Să ne concentrăm. Să mă concentrez. So Jesus wants to bestow upon you. Jesus wants to give you. Iisus vrea să vă dea vouă. Surprising graces. Haruri surprinzătoare. He wants to surprise you with graces. Vrea să vă surprindă cu haruri. Now you think about this week. Vă gândiți la această săptămână. What did you expect? La ce v-ați așteptat? Did you expect anything of what Jesus has given you? V-ați așteptat la ceva din ceea ce v-a dat Iisus? Is this a complete surprise? Este o cu totul surpriză? Is this good news? Sunt vești bune? Is this lifting you up? Vă ridică pe voi, vă înalță pe voi? Is this increasing your faith? Vă mărește credința? Is this increasing your hope? Vă crește speranța? Is this empowering you? Vă dă putere? Is this giving you a completely new vision for what your life is meant to be? Vă dă o complet nouă viziune legată de cum ar trebui să fie viața voastră. Now, what I've spoken to you are not just words. Ceea ce v-am vorbit vouă nu sunt doar cuvinte. I'm going to teach you two things. O să vă învăț două lucruri. I'm going to teach you number one, I'm going to teach you a lesson about purity. La numărul 1 vă învăț o lecție despre puritate. And number two, I'm going to teach you about a Greek word. Și la numărul 2 vă învăț un cuvânt în greacă. The Greek word called pedagogy. Cuvântul grec se numește, este pedagogie. Let me first tell you something about purity. Să vă spun prima dată ceva legat de puritate.
In the early church, în biserica primară, there was a prostitute walking through Rome. Era o prostituată care se plimba prin Roma. A prostitute, a woman being paid for sex. O femeie prostituată plătită pentru sex. And she was wandering the streets of Rome. Și se plimba prin străzile Romei. And she came across a group of priests. Și a întâlnit un grup de preoți. And largely they ignored her. They ignored her. Și au în mare masă ei au ignorat-o. But one priest, dar un preot, looked at her. S-a uitat, le-a privit-o. Just one glance. Doar o singură privire. Okay. Song of Songs. Cântarea Cântărilor. There we go. Song of Songs, chapter 4, verse 9. Cântarea Cântărilor, capitolul 4, versetul 9. I'll read it in English first. You have ravished my heart, my sister, my bride. You have ravished my heart with a glance of your eyes. Sora mea, mireasa mea, tu mi-ai robit inima numai cu o privire a ta și cu colanul de la sân. You have ravished my heart. Tu mi-ai robit inima. With the glance of your eyes. Numai cu privirea ta. This priest looked at the prostitute. Acest preot s-a uitat la acea prostituată. And he looked at her with purity. Și s-a uitat la ea cu puritate. She later said. Ea a spus mai târziu. She had never been looked at with purity before. Niciodată nu a fost privită cu puritate. That glance. Acea privire. That one glance. Acea scurtă privire. Caused her to become Catholic. A făcut-o să devină catolică. And she became a saint. Și a devenit o sfântă. One glance of the eyes. O singură privire a ochilor. Look at that one glance, no word. Priviți doar o singură privire, fără niciun cuvânt. One look was enough to convert a sinner to be a saint. O singură privire a făcut să se convertească un păcătos și să devină sfânt. You have to look at the power Jesus has given you. Trebuie să priviți la puterea pe care Iisus vi-a dat-o vouă. So, I was going to do purity of heart, then what was I going to do? Pedagogy. Oh, this is amazing. Pedagogie, incredibil. This is one of my favorite topics. Unul dintre subiectele mele preferate. Pedagogy is Greek word for teacher. Pedagogie este un cuvânt grec pentru teacher. Yeah. Pentru profesor, da, pentru cel care învață. Yeah, professor. When I'm teaching you here. Când vă învăț aici pe voi. Because I have given this to Jesus. Pentru că i-am dăruit asta lui Isus. You're hearing my voice. Auziți vocea mea. You're seeing me. Mă vedeți pe mine. But Jesus is teaching your heart. Dar Isus vă învață în inimile voastre. And he's pouring into your heart. Și revarsă în inimile voastre. And yours on the internet. Și celor din online. Every word. Fiecare cuvânt. Is bringing fire. Aduce foc. Every word. Fiecare cuvânt. Is bringing grace. Aduce har. Every word. Fiecare cuvânt. Is converting you. Vă convertește. Because Jesus is at work. Pentru că Isus lucrează. It is called the pedagogy of God. Este numită pedagogia lui Dumnezeu. And Paul uses it in the New Testament. Și Paul folosește asta în Noul Testament. And this is the way it works in Greek, in Greece. In ancient Greece. Și așa funcționează în Grecia antică. The pedagogue was the slave. Pedagogul era sclavul. And he would take the child to school. Și ducea copilul la școală. He would make sure the child sat in the classes. El se asigura ca acel copil să stea în clasă. And then when school was finished, he would take the child home. Și când se termina școala, ducea copilul acasă. And he would make sure that the child understood what was being taught. Și se asigura că acel copil a înțeles ce a fost învățat. Now God is the pedagogue. Deci Dumnezeu este pedagogul. He is the slave.
El este sclavul. Remember Philippians chapter 2? Vă amintiți din Filipeni capitolul 2? He emptied himself and became as a slave. S-a golit pe sine și a devenit ca un sclav. When he washed his disciples' feet, când a spălat picioarele discipolilor săi, he was doing the task of the household slave. Făcea treaba sclavului din casă. He completely lay down his divinity. Și a pus complet și a ascuns complet divinitatea. Became the lowest. S-a coborât jos. Cel mai de jos. His death on the cross. Moartea sa pe cruce. Was reserved for the lowest of the low. Este cea mai jos. So he is the cel mai josnic lucru. So he is the pedagogue. Deci el este pedagogul. He is the one who is going to guide you. El vă va ghida pe voi. He is the one who is speaking to your heart. El vă vorbește în inimi. He is the one who is teaching you the lesson. El vă învață lecția. He is the one who is transforming you. El vă transformă. He is the one who is making you a saint. El vă face sfinți. With his mother. Mama sa. She is the queen of the saints. Ea este mama, regina sfinților. And she is the one who is with you right now. Și ea este cu voi acum. And she is placing her mantle upon you. Și își pune mantia sa peste voi. And she is giving you milk. Și vă dă lapte. She is nursing you. Vă dă hrană, vă alăptează. She is cleaning you. Vă curăță. She is repairing you. Vă repară. Because these are all the things a mother does. Pentru că astea sunt lucrurile pe care le face mama. She's doing to you everything that a mother does. Face cu voi tot ceea ce face o mamă. And it's a hidden work. Și este o lucrare ascunsă. But she's reordering your soul. Ea vă rearanjează sufletul. So that you can fully receive the greatest gift in the history of the world. Pentru ca să puteți primi în întregime cel mai mare dar din întreaga omenire. New and surprising graces. Noi și surprinzătoare haruri. That Jesus and Mary wish to bestow upon the human soul. Pe care Isus și Sfânta Fecioară Maria vor să le dea omenirii. And she has specifically called you here for this. Și v-a chemat exact pentru asta. She has specifically called me from England for this. M-a chemat din Anglia pe mine exact pentru asta. She has specifically got all of you watching this for this. Și pentru cei care privesc pe voi v-a chemat exact pentru asta. When she saw Jesus dying on the cross. Când l-a văzut pe Isus murind pe cruce. In agony. În agonie. And she herself experienced what her son was experiencing. Și ea însăși a simțit, a experimentat ceea ce a experimentat fiul ei. It was first for the glory of God. A fost mai întâi pentru gloria lui Dumnezeu. But then it was for the coming of the kingdom. Și în al doilea rând a fost pentru venirea împărăției. She knew. Ea știa. That after 2000 years. Că după 2000 de ani. She would be able to come. Ea va putea veni. And prepare her children for the new era. Și să vină și să își pregătească copiii pentru o nouă eră. And she knew. Și știa. And when she was at the foot of the cross, și când ea a fost la piciorul crucii, she knew who she was going to be appearing to. Ea știa căror persoane se va arăta. God revealed to her the apparitions that were going to take place. Dumnezeu i-a arătat, i-a descoperit aparițiile pe care le va avea. And she travels all over the world. Și ea călătorește peste tot în lume. With Luisa. Cu Luisa. Fusing into souls. Contopindu-se, infuzându-se în suflete. The gift of living in the divine will. Infuzând darul trăirii în voința divină. And every moment of every day. Și fiecare moment din fiecare zi. She is pouring into your soul. Revarsă în sufletul vostru. More and more graces. Din ce multe haruri. Preparing you. Pregătindu-vă. For the greatest one.
pentru cel mai mare dintre toate. Beatitude on earth. Beatitudine pe pământ. She goes to heaven. Ea merge în rai. She sees the army of saints. Vede armata sfinților. She sees the joy and the happiness. Vede bucuria. She sees these saints aglow. Vede acești sfinți ca pe o lumină. Pure, holy. Puri, sfinți. And she's coming to earth. Și vine pe pământ. And she's preparing us. Și ne pregătește. For that on earth. Pentru aceeași stare pe pământ. Your will be done on earth as it is in heaven. Precum să se facă voia ta precum în cer, așa și pe pământ. The same state for both of us. Aceeași stare pentru fiecare. The same state that the souls in heaven have. Aceeași stare pe care sufletele din rai o au. In their interior life. În viața lor interioară. Every soul on earth is going to have. Fiecare suflet de pe pământ o va avea. That was meant to be normal. Asta ar fi trebuit să fie, era făcut să fie normal. So what she's preparing you for? Deci pentru ceea ce vă pregătește ea. Was meant to be normal. Ar fi trebuit să fie normal.